Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. M-am întâlnit cu cineva ieri, întâmplător, în trafic. Eu pieton fiind, el tot pieton, aștepta la ceva coadă, cu mască pe față. Un tânăr, înalt. Domnul Bendea, vă urmăresc în fiecare zi de la 10, mă uit la dumneavoastră. Vedeți, cu mască sau fără mască, tot ne recunoaștem. Cred că după vorbă, după port, m-a recunoscut omul, că eram și eu mascat. Bună dimineața, bun venit pe canalul de YouTube al lui Nicu Bendea, canalul care nu minte, care nu înșală, care nu spune prostii. Canal care vă face să vă simțiți mai bine încă de la primele ore ale dimineții, de luni până vineri, de la 10. O cafea bună primită pe site-ul buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Nu cumva să-i dați la Bartoș, că are cafea destulă. /Nicu Bendea. Cafeluța de astăzi, din dimineața de astăzi, o avem primită de la domnul Tibi, Tiberiu din Rebrișoara. Că de la Rebrișoara în sus, cafeiu domnul l-a pus, mă. De la Rebrișoara în jos, cafeiu s-a făcut frumos, mă. La cât de aridă-i țara, o să cultivăm cafea, cacao și în părțile montane ale României. Să rămână Tibi de cafea, Doamne ajută-vă! Plouă. Primăvara când sosește, atmosfera se răcește, dar plouă. Nu degeaba azi e ziua internațională a umbrelei. Umbrela se sărbătorește azi. La mulți ani celor cu nume de umbrelă. Umbral, umbreluță. Da, plouă, plouă. Au de lucru ăștia de la Apele Române. Subiectul principal, angajările la Apele Române. Domnișoara care a fost 3 ani chelneriță și vreo 2 săptămâni angajată pe post de conducere sau, mă rog, pe post de răspundere la Apele Române, și-a dat demisia. Cel care a refuzat angajarea ei pe bază că ea nu era competentă, celui care a refuzat angajarea ei, i s-a desfințat postul. Nu din senin, ci s-au mai dat niște suprasarcini și omul a zis, băi, eu sunt pentru ceva aici, pas. Dacă zici pas, la 15:30 eliberez birou, că am alți clienți de la PNL. Firați voi să fiți de peneliști. Mai mie îmi pare rău de chelneriță că pleacă de la Apele Române. Totuși învățase în astea 2-3 săptămâni cât a stat acolo, învățase de la oameni că baza ori înălțimea supra 2 reprezintă aria și nu perimetrul unui triunghi. Încercase și ea să... Da, dar acum unde o pun? Că ea rămâne clientă în continuare la animalul politic, la șeful de la Apele, după Moldova, ăla s-a declarat că e animal politic. Te uiți la el, ăla e animal politic. Cum să te autodenumești, mă, animal politic? Cât de dobitoc uman să fii? Animal politic, deci o să ajung cel puțin ministru. Bă, dar păi cu ambiții de astea facem ceva în țara asta. Ziceam ieri în postarea aia scrisă pe Facebook, ziceam că vestea bună e că și-a dat demisia chelnerița de la Apele Române. Vestea prostă e că o angajează ăștia la centrala atomoelectrică, la nucleara de la Cernavod. Orice e posibil. O fost emis care are agenție de tom modele acum, o fost emis de la Cluj, cu vechitate de plată în tineretul liberal de aici din Ardeal, a fost activată politic, sau cum să zic, a fost primenită politic, oferindu-i se un post în conducerea, în administrație, în Consiliul de Administrație a Spitalului de Pneumoftiziologie din Cluj-Napoca. Dacă reușește domnișoara să pronunțe fără să clipească pneumoftiziologie, îi un câștig pentru sistemul sanitar. Liberalii știu unde să pună oameni și mai ales ce oameni să pună. Fost emis la pneumoftiziologie, nu? Păi aia știe problemele de plămâni, de trahee și de alte organe. Fost emis la pneumoftiziologie. Baiu-i că atunci când se duce până în saloane, nu o să fluiere după aia pacienții, o să tușească. Tușiți să ăștia din PNL, ai de capul meu. Mă gândeam așa, dacă s-o făcu post liber acum la Apele Române, că a plecat chelnerița, să bage acolo în loc, e un barman. Măcar să ajute industria Horeca, să ajute Horeca, așa, și restaurantele sunt deschise, nu sunt deschise, cu 30%, și ar fi o chestie, toți ăștia care sunt chelner, barman, să vină la Ape. Mai spală un pahar, mai spală o ceașcă, mai... Dar trebuie să ai permis de penelist. Da, cafea de pe buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Tibi din Rebrișoara, să străiască inimioara. El, o donat, că e om cum se cade. Rebrișoreni sunt oameni cu frica lui Dumnezeu. Și le place să dea câte o cafea. Rapelul la cafea, că am mai băut una când m-am trezit să copciolesc aceste subiecte. Rapelul, ați văzut?
un cetățean de 69 de ani a mers el la apel și în loc să i se administreze Pfizer, cum era normal, i s-a dat Moderna. Nu se putea ca în România să nu se întâmple o încurcătură de asta. Acum nu mă pronunț că poate omul s-o fi simțit în rău, habar n-am, dar s-o dus la alt centru de vaccinare. Acum e ca și când te duci la mall cu centrele astea de vaccinare. Tu vrei să ții de la Berș ca și intri la Zara. Și până la urmă ți-ai chilos de la Orsay. Așa e cu vaccinul ăsta. Vaccinul gratuit, voluntar și sigur. Da? În primul rând, vaccinul e gratuit. Nu știu de ce nu se înghesuie românii dacă e gratuit. Că dacă se dau tigăi gratuite, toată lumea e pe ele. Aia, dacă ar mai fi pe lângă vaccin, s-ar mai da și un litru de ulei, un chil de făină, poate s-ar vaccina mai multă lume, nu știu. Vlad Voiculescu oricum acum e ocupat să-și facă temele, că-i bagă ăștia moțiunea de cenzură. PSD-iștii, good morning, pasă, dă-i vorba lui Iohannis, eu nu pot, PSD s-au trezit și ăștia din letargie, îi bagă o moțiune lui Voiculescu, ăsta săracul, nu știu cu ce-o greșit. Și-o fi dorit el să fie iară ministrul sănătății, face el ce face, dar măi, nu poți, nu poți, măi, în câteva luni să... Și-o angaja și niște prieteni să-l mai ajute, sau dacă nu, să-l ajute să-l consoleze. E greu, nu? Și nu știu, are ceva spor. Acum iară tema zilei, că nu se poate termina. Câțu nu își poate termina bugetul săracu. Tema zilei, sporurile bugetarilor. S-au stabilit, stop, vouchere, nu? Înghețăm salariile și să trăim din sporuri, pe aici, pe acolo. Vreo 70 sau câte sporuri sunt per total la bugetari. Sporuri, pe lângă salariul de bază, sporuri, care variază de la 5-15% până la 5-5-65%. Bă, dacă bădălău, cum a zice Radu Banciu, bădălău, care nu e fătălău, care se pișe pe diasporă, bădălău la Curtea de Conturi are spor de stres, de nu, spor de condiții vătămătoare, la Curtea de Conturi. Ce, e periculoasă curtea? Îți câini bagabonți pe acolo și când îl recunosc pe Bădălău, îi sar să-i muște un crac din pantalon. Bădălău ia 15% spor pentru condiții vătămătoare. Pe lângă salariul de 23.000 de lei brut. 23.000 de lei brut. 230 de milioane de lei vechi. Spor 15% mai ia pe lângă ăsta. Bădălău! Bădălău, baronul Bădălău, de parcă n-ar fi el milionar, mai ia 15% la salar, spor, condiții vătămătoare. Cum a cică, dacă vine și Bianca Drăgușanu în familia lui, așa se preconizează că fiul o curtează intens, domnul Bădălău va primi încă 55% spor. Nu de vătămare, de gonflabilizare. Păi da, că va sta lângă nora sa, care e cam pe aici, pe acolo, plasticată. Și trebuie să aibă spor de ăsta. Dacă ia foc, Doamne ferește, dacă ia o fesă foc, trebuie să fie bădălău atent. Să aibă un extintor la el, un... 23.000 de lei vechi plus 15% la Curtea de Conturi pentru bădălău. Face el ceva pentru banii ăștia? Jador câștigă la Survivor 5.000 de euro pe lună. Bă, dar măcar ăla să aruncă până noroi, să bate cu Culiță Ster. Au zis că, bă, îți bun și banii ăștia. Bine, el face sute de mii de euro de pe în clipuri, de pe în petreceri, Jador. Dar totuși, 5.000 de euro pe lună face corect, pe transpirația lui, pe munca lui la Survivor în Dominicană. Bravo lui! A zis că poate și așa un abecedar de banii ăștia și îl roagă pe Culiță Ster să-l învețe să citească. Că de vorbit știe. De citit e mai greu. A, păi cu scrisul păstă un an, doi, dar ce, poți să le faci pe tăte deodată? Azi învățăm să facem bastonașe, mâine așa, ce să faci? Dacă eu luat o celebritate înaintea școlii, pot să-l condamn? Po? Nu pot să-l condamn. Po. Tibi, dragă, din Rebrișoara, vedeți că și în Rebrișoara funcționează, că mai îmi scrieți la comentarii, vai, dar v-aș da o cafea, dar cum să vă dau, dar cum? Este un site, buymeacoffee.com/nicubende, acolo e contul meu. De acolo vă alegeți o cafea, două cafele și donați cu cardul virtual. Zero atingere, zero contact social. Și cafeaua vine aici. Timișor din Rebrișor a sponsorizat această prezență în fața dumneavoastră. Mulțumesc frumos de urmărire, de ascultare, sănătate multă, o zi sublimă, o zi superbă. Să trecem cu bine și de mijlocul săptămânii. Vine weekendul cu temperaturi de minus grade. Iar merge contorul
ca prunele la păcănele, ca prunele pe calea turzii, ca prunele în pălinca de zaleu.